Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislația în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, în primele șapte luni ale anului au fost încadrate în muncă aproape 1600 de persoane. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 iulie, cele mai multe persoane fac parte din categoria de vârstă de peste 45 de ani. Este vorba de un număr de 783 de persoane. Numărul femeilor încadrate este de 681, iar al bărbaților de 918. Ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 42,59%, respectiv de 57,4%. 41%. Cele mai multe persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban. Este vorba de un număr de peste 890 de persoane. După nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, se arată că cele mai multe persoane au studii liceale și postliceale. Este vorba de un număr de 648 de persoane. În primele șapte luni ale anului, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea asigurării protecției sociale, privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de aproape 3700 de persoane. Toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă sunt detaliate pe site-ul www.anofm.ru în secțiunile Persoane fizice, persoane juridice. Mai multe informații privind rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a forței de muncă, ale AJOFM Caraș Severin sunt disponibile pe www.anofm.ro la secțiunea AJOFM Caraș Severin programe statistici